Domnul Șalat, dar care e problema să fii controlat de Vladimir Plahotniuc? Nu știu, întrebați-l pe Ghimbu cum e. Eu n-am fost controlat de Vladimir Plahotniuc niciodată. Și nici atunci când el a semnat să fie prim-ministru, eu atunci am spus la mai multe persoane că eu voi da demisia din funcția de ministru. Și bineînțeles că acum, dacă vrei să te lansezi în politică, îl spun unii, trebuie să-l atași pe Plahotniuc. Trebuie să-l atași pe Plahotniuc. Cât mai tare luptă împotriva lui Plahotniuc, atât mai credibil. Mie mi se pare o pistă semi-falsă. Deci nu fals. Nu, fiindcă Vlad Plahotniuc face parte dintr-un sistem. Acum el este vârful unui sistem. Că spun că Vlad Plahotniuc controlează Moldova. Așa este. Vlad Plahotniuc astăzi este președintele Partidului Democrat. Partid care a format guvernul, toți miniștrii sunt de la PD, are majoritate parlamentară și el este în fruntea acestui partid. Astăzi Vlad Plahotniuc controlează statul.